Compania aeriană Tarom a anunțat că suspendă toate cursele interne timp de cel puțin 14 zile, începând de astăzi, ora 12, ca urmare a noilor restricții impuse de guvern pentru limitarea răspândirii infectării cu coronavirus. De asemenea, Tarom a suspendat și toate zborurile spre și dinspre Franța și Germania. Toți pasagerii afectați de suspendarea acestor curse pot opta pentru reprogramarea pe date ulterioare a călătoriilor fără penalizare sau rambursarea integrală a biletelor tronsoanelor neutilizate. Tarom este controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor. Toți pasagerii afectați de suspendarea acestor curse pot opta pentru reprogramarea pe date ulterioare a călătoriilor fără penalizare sau rambursarea integrală a biletelor tronsoanelor neutilizate. Pentru efectuarea modificărilor, pasagerii pot contacta agentul emitent sau orice agenție Tarom.